Bună seara, stimați iubitori ai sportului, sunt Elus Frigescu și din studioul postului televiziune Capital TV vă propun o nouă emisiune sportivă pe care astăzi seară o să o dedic fotbalului cu precădere Jiului din Petroșani. Prin urmare am optat pentru ca invitații mei să fie din lumea fotbalului. Doi domni care au avut frumoase rezultate sportive, doi domni care cunosc fenomenul fotbalistic din interiorul lui, doi domni care sunt familiarizat cu fascinația și complexitatea unui vestiar, unei echipe de fotbal. În dreapta mea se află domn profesor Puiu Benea. Bună seara, domn profesor, și bine ați revenit în această emisiune. Domn profesor Puiu Benea, care, cred că am mai spus-o și cu alte ocazii, are meritul, printre altele, de a prelua o echipă de fotbal, Minerul Paroșeni, în 78 și în 2 ani de zile a promovat-o în Divizia C, după aceea în Divizia B și, mai mult decât atât, a și construit o bază sportivă care, după părerea mea, ar trebui să-i poarte numele, dar care, din câte am înțeles în momentul de față, se află în paragină, deci nu cred că mai vă preocupă această ruină, domnul profesor. Celălalt invitat al meu se numește este unul din liderii sindicatului miniere din Valea Jiului, domnul Zoli Lacatoș. Bună seara, domn președinte. Bună seara și bine v-am regăsit. Domn președinte, desigur, vine din lumea cocheta cu fotbalul, până a fost, după părerea mea, unul din talentele autentice ale Văii Jiului la momentul tinereții dumneavoastră, domnul. Eu v-am cunoscut, v-am și văzut jucând. Erați un playmaker, dacă îmi permite să fac acest calificativ, care, din păcate, la ora asta sunt tot mai rari în fotbalul, chiar în fotbalul românesc. Ați jucat fotbal la Vulcan, la Uricani, din câte mai amintesc eu, și la Aninoasa o perioadă. Din păcate, fotbal, din păcate pentru fotbal, din fericire pentru dumneavoastră, ați optat la un moment dat numai pentru profesia dumneavoastră și ați devenit un inginer apreciat în Valea Jiului și acum sunteți unul din liderii sindicatului miniere din Valea Jiului. Bună seara și vă mulțumesc că ați acceptat invitația mea să discutăm despre problemele fotbalului, cu precădere despre Jiul Petroșani. Eu vă propun un dialog sincer și la obiect despre acest fenomen fotbalistic și despre brandul Valea Jiului, care se numește Jiul Petroșani. Un dialog, domn profesor, deschis la opinie și constructiv, mi-aș permite eu să spun, pentru că sunteți, cum am spus înainte, sunteți familiarizat cu acest fenomen fotbalistic și sunteți, desigur, îndreptățiți să vă spuneți o părere înspre binele fotbalului din Valea Jiului, un fotbal care la asta, nu știu dacă este dumneavoastră, v-ați născut aici, există... Jiul Petroșani a mai fost vreodată în istoria lui la nivelul la care este acum? Adică acum nu mai există Jiul, să ne înțelegem. Adică e o asociație care nu știm a cui este deocamdată, reprezintă, joacă pe baza sportivă a Jiului, dar asta nu declamă nimic, adică nu spune nimic. Păi stați că un pas înainte s-a făcut, chiar într-o emisiune la Capital TV, la distinția doamnă, într-o emisiune Puterea Cuvântului de la Capital TV a distinției doamne Roșulescu, nu? Da. A fost prezent în emisiune domnul Cornea, din partea reprezentantului primăriei, care, mă rog, cred că asta a vrut și asta s-a și dorit să oficial a pronunțat ideea că, de fapt, Jiul a fost preluată de primăria Petroșani cu bază sportivă, cu echipa de fotbal și în faza asta incipientă a colaborării vor suporta transportul, transferurile și asta minus salariile și cu salariile jucătorilor și al antrenorilor, dar asta este o problemă care să o dezbatem în a doua parte a emisiunii. Hai să de referim acum stic la baza sportivă, pentru că baza sportivă, și cu asta vă las lungă să discutați, domn profesor, baza sportivă de ani de zile nu a fost, deci ea a fost în administrarea combinatului, adică s-a ocupat de zilele și acum pentru vedeți că se trăgănează așa și în ultima dată la Alin Simota și acum se trăgănează și deci, noi am mai făcut un apel odată și făceam eu personal cel puțin când am avut apel primăriei să o preia până nu
apucă să se degradeze într-o stare. Și așa a început, că orice instituție care nu funcționează, se deteriorează. Deci, cum să spun eu, aici trebuia, deci primăria e obligată, că e proprietar acestei baze sportive, deci e obligată prin lege. Însă și faptul că a fost contractată de Simota, de Alin, eu știu că anul ăsta expiră și contractul respectiv, așa știu eu din sursele mele proprii, așa, e obligată să o preia și să o administreze, pentru că dacă nu, se degradează. Aici primăria și-a făcut numai datoria, deci n-a făcut mare lucru, își face datoria față de urbea asta. Sunt primii pas spre o normalitate. E bine, vedem cum, pentru că și acolo va trebui să fie niște oameni, trebuie să fie retribuiți. Nu se pot face cu socialii care umblă 20 unul după altul și adună două hârtii. Și acolo văd că e formalism peste tot. Deci nimeni nu își face datoria la justa valoare. Fiecare vor să fure, practic, să păcălească, că asta e stilul românesc. Să păcălim, dacă nu ne iasă ceva, toată lumea se gândește la ceva. De-aia nu merge bine. Problema este că eu, pentru mine, am avut un pas în față primăria, își face datoria, că nu face efort, e o normalitate, și de aici încolo să vedem cum va arăta baza, că e oglinda orașului până la urma urmei. Și faptul că a ieșit în emisiune și au spus punctul ăsta de vedere, de când făceam apel la primărie să preia, să pună și paznici, ca o poliție locală și ca o grămadă de probleme care rămân la latitudinea lor, să rezolvi ei cu oamenii lor de acolo, să o administreze și să nu-și bată joc de ea, pentru că e un bun făcut. Acum că pe linie sportivă nu se face mare lucru, asta o știm de mult. Să rămâne la bază sportivă, de exemplu, eu chiar azi am fost pe acolo și practic nu am văzut nimic acolo activitate, adică un pasnic la poartă sau că cineva mătură pe acolo. Păi sau eu de ce spun asta? De o săptămână deja s-au... Bine, deci au ieșit la televizor, au spus că au făcut, dar nu au făcut nimic. Nu, deocamdată nu, adică hai să nu, deci, să pe, nu dramatizăm, nu, dar, să sperăm că eu știu lucrurile... Dar nu știu cum au făcut, că prin faptul că și-au asumat niște responsabilități, dar deocamdată nu știu dacă răspunde cineva de acolo, că acolo trebuie să existe. Deci nu am date concrete, eu vă spun că chiar am vrut să merg acolo după o săptămână, așa un răgaz, și m-aș fi bucurat așa, eu știu că să nu fiu interpretat altcumva că n-am avut partipriuri și asta, dar chiar regret, în perioada lui Alin Simota erau acolo, adevărat, perioada, eu cred... Eu am scos... Cred că niciodată nu vă mai putea aduce în la nivelul acela. Pentru că el o și-a adus-o, singurul lucru bun care a făcut asta, din punctul de vedere al îngrijirii bazei, a făcut-o, deci Alin Simota. Că pe linie sportivă, cum s-a făcut, s-a văzut rezultatul. Bine. Final. Final, mă refer. Mă rog, este un subiect așa mai complex și chiar nu mai de actualitate, cel puțin în momentul de față, pentru că acum noi plecăm de la această bază. S-a anunțat cu mare fas că, de fapt, echipa a fost preluată. Dar nu s-a făcut, deși nu s-a făcut încă ceva într-un temei legal. Primăria trebuia din start să înființeze o nouă echipă în care ei să fie patronatul și pe lângă ei să adună oameni de afaceri cu sponsorizări, cu diverse chestiuni, adică de participare, pentru că probabil că sunt, dacă se vrea, sunt și amatori, cu sume și modice și așa, și mai substanțiale și mai nesubstanțiale, pentru că se începe de undeva, se facă ceva, dar de aici trebuie să plece din partea primăriei. Să sperăm că asta. Domnul Lăcătoș, cum vedeți problema bazei sportive? Cu considerată obligativitate a factorilor local sau... Un lucru este cert, o asemenea bază sportivă. Nu e un stadion așa comunal ca să aduci, să poate fi îngrijit de un singur om. E un complex mare, care vor trebui investite sume, în primul rând, pentru reamenajarea lui, pentru că acum, în momentul ăsta, nu știu dacă ați mai fost pe acolo, dar într-o stare care tinde să... Cred că niciodată n-a fost așa în starea asta. Din păcate am mai fost și eu în zona stadionului și eu din Pătroșani și noi am
făcut sport la vremea noastră, cu vreo 30 ceva de ani împreună, și am avut și contacte ca și adversari. Domn profesor era chiar antrenorul adversarilor noștri, adică ai voștri. Dar la orice teren și la orice stadion trebuia să fie o participare masivă în ceea ce privește întreținerea acestuia. Bine, la vremea respectivă erau întreprinderile miniere care susțineau cu tot din adinsul, dar pe lângă acele întreprinderi erau niște oameni care se ocupau și care dirijau în așa fel ca acea bază sportivă să fie foarte bine pusă la punct. Ei, și aici este același lucru, numai e la nivel cu mult mai mare. Jiu Petroșani este un brand, este o echipă care a jucat până la nivel național și nu numai, cupe continentale și așa mai departe, și sigur că echipa aceasta care ar fi trebuit să coordoneze activitatea în jurul stadionului și nu numai, pentru că nu numai fotbalul este la nivel de Jiu Petroșani, mai sunt și alte sporturi aferente, trebuie să fie foarte bine dotată și foarte bine pregătită cu personal, cum spunea și domn profesor. Și aici cred că, în primul și în primul rând, dacă primăria și-a dat acceptul de a prelua acest patrimoniu și de a putea în viitor să aibă un cuvânt greu de spus, sigur că trebuie să fie o persoană sau o echipă care va acorda întreaga activitate în așa manieră încât tot ceea ce se va întâmpla acolo să fie foarte bine gestionat. Nu poți să-ți bagi joc de o apă caldă, de un stadion care trebuie să fie perfect ca și masa de biliard. Sunt anumite chestiuni legate de antrenamente, sunt chestiuni legate de preparare fizică, sunt chestiuni legate de masa, hrana, cazarea și așa mai departe a sportivilor. Sunt foarte, foarte multe lucruri care într-o echipă de fotbal și mai ales într-un club trebuie foarte bine gestionat. Din punctul meu de vedere, cred că și susțin cu tărie ceea ce spune domn profesor, și anume faptul că primăria singură nu va putea susține această echipă, și cred că modul de finanțare al acestei echipe, care trebuie să atragă investitorii foarte serioși și cu potențial financiar, în așa fel încât să înceapă să fie demarat un program și o acțiune clară pe viitor, și eu aș pune, din punctul meu de vedere, baza sportivilor tineri care ar trebui să fie promovați la echipa Jiu din Petroșani, cu antrenorii care au jucat la echipa Jiu din Petroșani, că sunt foarte mulți și sunt foarte bine pregătiți și care nu pot face altceva decât să pregătească o nouă echipă tânără într-o perioadă de timp ca să poată să acceadă pe anumite paliere ale fotbalului românesc. Nu este imposibil, numai trebuie să vrem. Și dacă vrem, cred că și putem. Să rămânem la baza sportivă, domn președinte și domn profesor, fiind pe timpurile noastre și nu numai, erau niște oameni aleși, de exemplu, dumneavoastră ați ales pe Gobeu, erau frații Gobeu, adică nu oricine poate să gestioneze această chestie, și la ora asta, de exemplu, eu cred că se cuvenea ca stadionul din stadionul Jiu să aibă numit măcar un responsabil care știe ce înseamnă un teren de fotbal în ăsta. Erau frații Gobeu acolo, da? Bine, erau oameni care răspundeau și care și munceau efectiv. Deci tot așa se poate și aici. Nu șefi, nu e nevoie de șefi. Executanți buni, nu, care fac și cu pasiune, dar trebuie și retribuiți. Deci trebuie o formă găsită, o formă legală. Eu nu am fost contra legalității, că mulți s-au scuzat, că primăria, că nu e legal, că nu e... Dar de ce nu se caută temeiul legal? Că aici e marea problema mea personală. Că mulți cetățeni sunt nemulțumiți, cei care votează și pe bună dreptate, că nu se face nimica. Deci eu aud ce se discută în jurul meu. Eu vreau să le atrag atenția și fiind în contact cu ei și fiind în domeniu, vin, zice, domnule, ce se întâmplă? Păi nu se întâmplă nimic. Nu se vrea, domnule. Adică nu e interesul ca în alte domenii. Sportul e marginalizat total. I-am mai spus și mai repet, nu s-a făcut o competiție de masă, domnule, dă o cupă, domnule, o organizare minoră, sunt oameni obștești care nu cer retribuție. Mai sunt și oameni care ar vrea să facă cursul gratuit, fără nicio retribuție, fără să se perceapă un venit sau o chestiune. Dar nu se vrea.
Și nu, n-ar fi o cheltuială extraordinară. Nu? Eu fac un apel așa pentru toate sporturile, de șac și de cross și de orice, de orice să facă, ciclism, să facă orice, dar să facă competiție, să angrenăm tineri, să-i scoatem domne din casă, de la calculatoare, să-i scoatem din barul, să-i scoatem de undeva, adică să-i facă mișcare, că o să avem niște obezi și niște diformi. Mai sunt câțiva care nu, să mai duc la săl, că da, să duc pentru masă musculară, să, dar nu totul este masa musculară, mișcarea, totul, mișcarea, sănătatea, deci trebuie să ne gândim și la ei. Dar, în sfârșit, eu, părerea mea, că faptul că se începe, se încearcă, dar se încearcă timid, adică, nu știu cum, ca niște începători așa neavizați. Adică pe mine asta m-a surprins. Pentru că acolo chiar și eu dau o soluție. Dom'le, sunt camere de hotel, bagi, dom'le, o familie acolo, dom'le, să stea acolo, dom'le, să și răspundă, să și vadă ce se întâmplă, adică până la urmă să se găsească o modalitate cât mai eficientă, domnule. Adică să vrea să se facă ceva. Că sunt atâți amatori care ar căuta un serviciu minim pe economie, așa cum este, măcar minim pe economie. Dar le dai și cu obligația să stea acolo, că sunt mulți care n-au unde să stea. Și că sunt o familie din asta. Trebuie identificați oameni serioși. Serioși care nu au... Pricepere, domnule, nu poți să bagi oricine. Se mai obișnuit, mai sunt, mai înveți care vrea. Până la urmă, că nu s-a născut nimeni învățat. Nu e mare filozofie și să întreții un teren, și dar să fii gospodar, să fie măturat, să fie lat, să fie apă caldă, să fie spălate rufele, să fie astea, echipamentul și astea. Deci trebuie să angajezi o familie în care ei trebuie să înțeleagă că asta e serviciu. Să lucreze acolo și pe lângă asta și așa văd că se plimbă câte 20 de sociali unul după altul și unii sunt cu mâinile în buzunar, nu fac nimic. Eu nu pot să înțeleg asemenea chestiuni. Și cine coordonează pe ăștia, domnule? Că efectiv nu fac nimic. Se plimbă 2 cu saci și 20 în ciurdă merg. Prin când ăștia, dacă tot beneficiază de ce, să le dea perimetru, domnule, să răspundă cu de activitate. De aici până acolo răspunde ăla, mergi până acolo numai să-l urmărească, și orașul ar fi o bijuterie. Văd că te zintezi tot ăla. Adică îi pontăm, unii sunt, unii nu sunt. Și îi umblă unul după altul. Ca să nu spun că, de exemplu, stadionul ar putea o sursă prin dotările care le are, pentru că le are, ele trebuie îmbunătățite dacă și chiar e nevoie. Întreținute, pentru că pot avea au autofinanțare, mă refer la terenul de tenis, nu? Terenul de tenis, sunt terenul la sintetic de acolo, este sala de forță de aceea de la... Da, da, aia încă e sub contract. Păi, sub contract, dar trebuie că se soluții. Momentul când mă rog, el se termină, trebuie să intre, să se ocupe cineva. Bine, noi nu știm dacă e sub contract cu tare, dacă e sub contract trebuie să găsim o soluție așa, păi când se clarifică situația lui Alin Simota, ce facem? Nu știu, aici temeiul legal sunt juriști destui la... Nu e problema noastră, dar zic, și aici ar trebui să iau atitudine vis-a-vis de această chestie. Dom'le, au juriști la primărie... Nu putem să... Au juriști la primărie să studieze cadrul legal, frumos, și să rezolvă cadrul legal, că asta e problema, asta e menirea lor. Că și asocierea asta, sunt atâtea temei legale în care se facă, în care primăria se poate subvenționa și să dea bani, legal. Da. Nu ilegal, legal. Da. Dar nu se vrea. Sunt atâtea exemple. Da. Nu se vrea, domnule. Că eu vă spun și unde se vrea să dă că îți mulți bani, că nu știu ce, dar nu se vrea. Nu se vrea, că totul e, cum să zic eu, e ceva așa aleatoriu, nici nu tangențial, facem, am făcut, deci dăm un semnal că am făcut, n-am făcut nimic. Pentru că nu funcționăm bine. Nu. Ce să zic? Ca să funcționezi bine, trebuie o organizare bună. Dar căutat o modalitate fără cheltuieli prea mare. Fără asta. Deci gândit o chestie, o gospodărire așa. Exact ce v-am spus eu, să plimbă 20, e gospodărirea orașului. În ciună și le dăm ajutoare sociale și eficiența lor este zero. Aproape. La marea majoritate, nu aia care ai scos cincioși, că mai sunt. Da, mai sunt și între ei. Da. În general așa. Deci aici trebuie umblat un pic, organizarea un pic. Cu aceeași cheltuială de bani se poate face mult mai mult. Deci aici facem apel la oamenii primăriei, cei care coordonează activitățile astea. Pentru că
nu se face. Sau nu-i interesat. E un semnal de alarmă pe care noi îl tragem de aici, când s-a mai pus această problemă în, într-o emisiune anterioară și vis-a-vis de echipă și vis-a-vis de... Nu, e un pas cu un început, dar nu, nu vă să... După publicitate, vă rog să avem, să vă mențineți ideile și urmează publicitate și după aceea să continuăm dialogul despre, despre Clubul Jiu. A revenit în studiu, stimați viitori ai sportului, cu invitații mei, domnul profesor Puiu Benea și domnul Zoltan Lacatoș, unul din liderii sindicatelor miniere din Valea Jiului. Deci să continuăm, domn profesor, până când eu aș dori să, să-l abordez pe unul din foștii președinți ai Clubului Jiu, Cătuț, Costică Cătuț, da. Cunoaștem foarte bine, care acum este pensionar, s-a stabilit în București și este în buricul târgului acolo și mă gândesc că anturajul lui tot, este tot unul fotbalistic și să vedem ce părere are și el despre... Deci rog regia să, dacă se poate să ne să îl abordeze pe domnul Cătuț Constantin, până atunci să continuăm... Ce ar fi de zis prin faptul că aici, cu terenul, domn profesor, terenul, ca să continuăm. Terenul, deci se impune urgent un om cu un gos cu spirit gospodăresc, un om care se întrunească, eu știu, să fie, să fie agreat de primari, nu? Domnule, nu trebuie că sunt agreat de primar, să fie unul util. Păi, agreat în sensul că ăsta e un gospodar, nu e un... Domnule, asta o demonstrează prin activitatea lui. Da, da. Așa. Dacă deci, după un an de zile stă și bea pe acolo și asta, ce să mai face? Bine, dacă găsim din aia... Alo? Alo? Bună seara, domnul Cătuț! Bună seara, domnule! Domnul Cătuț, de la Capital TV vă deranjăm, mă numesc Frigescu Telus, nu știu dacă vă mai amintiți de mine. Sunteți un nume care este la sufletul meu. Extraordinar, dar chiar așa sau că faptul că sunteți în direct în declarația aceasta, faceți declarație, azi e cum îi spune? Dragobete. Dragobete. Deci. Mulțumesc pentru... Domnul Cătuț, invitații mei se numesc domnul Puiu Benea și domnul Lacatoș, Zoli Lacatoș, unul din liderii sindicatelor minere din Valea Jiului. Mă bucur că a acceptat să intre în această emisiune și în calitate de fost președinte al Clubului Jiu, un om de fotbal, spuneam eu că un ins cu care am avut plăcerea și șansa să colaborez și am avut împreună cu, și cu colectivul de oameni de la Lonea, am avut rezultate frumoase, deci mă bucur că am avut șansa să vă cunosc pe dumneavoastră, dar cred că și, e și reciproca, e valabilă și reciproca? Dacă mă lăsați să vorbesc și eu. Subiectul emisiunii este Clubul Jiu Petroșan și cred că nu se străin de faptul că la ora asta Jiu Petroșan se află într-o situație fără precedent, dar sunt semne într-o emisiune, deci acum o săptămână, un reprezentant al primăriei, domnul Cornea, a venit într-o emisiune la Capital TV și a spus că primăria, Consiliul Local și-a dat acceptul pentru a prelua într-un fel echipa Jiu Petroșan cu jucători, cu asta și baza sportivă în prima fază. Deci este un lucru îmbucurător, după este părerea unanimă că asta, dar ca specialist, ca un om care a trăit fenomenul acesta, cum credeți că, sigur că vă satisface și pe dumneavoastră, deși sunteți cetățean bucureștean în momentul ăsta, cum vedeți acest lucru în primul rând și după părerea dumneavoastră, este într-o fază incipientă a colaborării cu clubul, cu fotbalul, a primăriei, pentru că până acum a fost susținut de sindicate, de miniere. Cum vedeți dumneavoastră acest lucru, domnul Cătuț? Domnule Frigescu, dacă mai am minute, pot să discut, să vedem dacă mai am semnal până. Ați vorbit destul de mult, lăsați-mă să vorbesc, să vă salut și eu invitații. Vă ascult, domnul Cătuț. Salut invitații emisiunii și transmit tuturor telespectatorilor dumneavoastră multă sănătate și tot ce își doresc. Acțiunea pe care a luat-o primăria de a readuce fotbalul pe scena județului, pentru că nu se mai poate vorbi de Liga 1, este lăudabilă,
dar în același timp părerea mea este greu de realizat, deoarece lipsește cu desăvârșire, cât am înțeles, banul și în Valea Jiului. Dar, față de alte cluburi, să nu uităm că avem una dintre cele mai frumoase baze sportive, în care, dacă primăria investește și poate să susțină baza sportivă la nivelul de competiție, să se poată desfășura competiții, este un avantaj foarte mare. Și baza trebuie redeschisă pentru toți sportivii și pentru toți cetățenii din Valea Jiului. A fost o perioadă destul de lungă închisă, se intra foarte greu, din câte eu am fost de câteva ore acolo și n-am reușit să ajung la, să intru în bază, să vizitez baza, să văd ce mai este în bază. Pe lângă baza sportivă, pe care dacă primăria se implică, va avea costuri financiare, dar poate să le susțină printr-o hotărâre a constituirii clubului din bugetul local. Al doilea aspect pe care îl văd sunt suporterii. Cetățenii Văii Jiului, copiii din Valea Jiului, degeaba se fițează echipa dacă se joacă un meci cum a fost și am văzut ieri la televizor, jucându-se Nevodariu cu Botoșaniu fără spectatori în tribună, la Liga 1. Deci oamenii trebuie să participe, atât cei în vârstă, seniorii, cât și copiii Văii Jiului. Mi-aduc aminte cu plăcere când pe timpul lui Cosma erau 250 de copii legitimați, care a fost pentru prima și cred că pentru ultima dată când au ieșit din țară în turnee de fotbal, de mini-fotbal. Dacă se poate realiza la nivelul copiilor și juniorilor și primăria poate să ajute până la nivelul copiilor și juniorilor, până la seniorat, poate să ajute financiar prin întreținerea bazei, prin plata competiției, desfășurării competiției, ca membru afiliat la AJF-ul sau la FRFL, plătindu-se taxe, vize, organizarea de competiție, se poate face un lucru bun. Dacă vrea să se realizeze și să aibă și o echipă de seniori, atunci trebuie implicați oameni din afara primăriei, oameni din zona privată, care să poată să desfășoare competiția la nivel de seniori. Primele idei pe care vi le-am spus există și se poate realiza la Petroșani. Cam atât am avut pentru început. Dacă mai puneți întrebări sau doriți să vă mai comunic ceva. De exemplu, ca președinte, așa, dacă să zicem așa, dacă facem, ca președinte, dacă ai fi președinte acum, cum ai optat pentru chestia asta? Pentru că Clubul Jiu, deci, a fost o perioadă așa de, în care aici nu mai a existat o preocupare pentru copii și juniori sau inițiativa a aparținut ce puțin? Numai puțin. În Petroșani era ceva, când era Cătuț președinte, îl voiau pe Drăgoiescu. Când era Drăgoiescu, îl vedeau pe Spiru și voiau tot. Deci acolo în Petroșani este foarte greu și acum de asta spun că este greu, pentru că trebuie găsit un om de încredere, un manager care poate să vină din rândul sportivilor sau din afara sportivilor, dar în care toată lumea, suporterii, cetățenii să aibă încredere. Și atunci acest om, dacă este lăsat în timp, cu conducerea tehnică, au ei ce să facă acolo. Pentru că oameni de fotbal sunt în Valea Jiului și dacă mi-amintesc, să nu spun Sedecaru, Tudorache, militarul, jucător de fotbal care în alte zone nu există și poate și ar dori unele zone din țară să iaibă. Deci acest om care să adune, pentru eu vorbesc acum pentru seniori, pentru juniori este primăria. Primăria își desfășoară activitatea, dar pentru seniori există un om care trebuie să adune în jurul lui, să fie un manager foarte bun, să adune oamenii de fotbal. O dată și a doua oară privații din Valea Jiului. Și acolo aveți un om care
am înțeles, nu știu dacă mai are activități private, domnul Benea, care poate să aibă o inițiativă, este Zoli Lac atunci care sindicatele, iarăși, pentru echipele de seniori vorbesc, poate să ajute. Deci activitățile numai prin privat. Dacă se așteaptă de la primărie să susțină o echipă de seniori, va păți cu Petrolul la ora actuală, care este cercetată de DNA sau... Deci, domnul Cătuț, există acest manager care se numește, știi, Tudorache, cu militarul, băieți ăștia care au făcut așa voluntariat așa din vară și până în iarnă acum, au strâns bani de la ei, au făcut eforturi așa supraomenești, aș putea spune, că de au dus echipa până în iarnă, când iată s-a găsit această soluție să fie ca primăria să le plătească taxele astea la AJF-ul și astea. Deci oamenii ăștia au făcut, dar din privința asta cu privații pentru echipa de senior, mi-este greu să spun acum dacă există oportunități de genul ăsta acum, sau Tudorache are, deși e un băiat foarte cunoscut, are încredere toată lumea în el, deci nu e problema de încredere, dar este greu să urnești oameni de afaceri din Valea Jiului. Altfel nu se explică de ce, ca să țină o echipă de seniori. Și atunci, în condițiile astea, ce să facem? Nu știu la ora actuală forțele puternice din Valea, sau oamenii privați din Valea Jiului. Dar unitățile minere care ar fi? Privații care au activități numai prin acel 2%. Odată. După aceea, cotizațiile membrilor susținători. Bilete la jocurile de fotbal. Pentru că jocurile, vezi, ca spectator, trebuie să plătești, să fie un preț modic, să plătească toată lumea, se poate plăti toată lumea, în primul rând. De acord, dar dacă la Năvodare, în divizia, nu era niciun spectator, mi-e greu să cred că aici vor veni în județ cineva să... Mai ales că știi că numai pe timpul lui Cosma era stadionul Jiu era plin, pentru că era acea... Nu, știm cu toții. Păi era brandul. Da, era... A existat brandul Valea Jiului, Jiul Petroșan. Era un brand care a fost format greu, a fost format cu bani mulți și a existat. Nu mai există, trebuie plecat de jos. Trebuie să înțeleagă jucătorii de la ora actuală că trebuie să aibă și o altă activitate. Nu pot să trăiască de pe contracte și nu au voie să facă contracte de jucători profesioniști dacă n-au licență de jucător profesionist. Și atunci trebuie să fie amatori, să activeze ca amatori, iar ca amatori trebuie să aibă contracte. Eu dau câteva exemple. În momentul când va funcționa baza sportivă, în integritatea ei, acolo vor funcționa peste 60-70 de oameni. În acești 60-70 de oameni poate să lucreze și chiar jucători cu contracte, până vor face contracte de profesioniști, până vor ajunge profesioniști. Poate să fie angajați ai administrației stadionului. Poate să fie angajați de... Eu am avut pe Stoica, când eram președinte la Jiu, în Ungaria, în care m-a chemat un privat să-i prelungească contractul la clubul la care activa. Deci poate să ia fie un privat, să ia unul, doi jucători în funcție de... Chiar să se întoarcă câteodată, carte de șofer, poate să spună taximetrul, închirează, lucrează, are altă activitate. Deci nu mai este perioada, nu a fost super profesioniști pe timpul odiosului. Nu mai merge, acum trebuie să pleca de jos. Dacă echipa era în Liga 1, discutam altfel. Acum trebuie plecat de jos. Trebuie făcut voluntariat să participe și nu cred că pentru o idee, pentru ceva, cei mai în vârstă nu s-ar urni ca să-i ajute pe cei tineri, pentru că este rândul lor și de asta și probabil și lasă pe cei tineri să-și facă activitatea lor, să-și desfășoare activitatea lor cu altă mentalitate. Dar viitorul fotbalului și sportului în general în Petroșan se va împărți în două. Dacă dorim până la nivelul copiilor și juniorilor, și acolo avem un exemplu foarte bun. Doamna profesor Mileti, care a dus handbalul
la nivel de copii și juniori și au scos jucătoare de divizie în țară, pentru țară putem face asta, iar dacă vrem și echipă de seniori, să ajungem cu echipă profesionistă și asta mă gândesc la Liga 2, Liga 1, o să aibă o perioadă lungă în care acel manager sportiv care am spus eu, cu conducerea tehnică, trebuie să meargă cu o perioadă lungă, cu o idee lungă, aproximativ cu ce a făcut Benea la Paroșeni. A avut o perioadă lungă și a dus echipa în divizia B, jucând cu Universitatea Craiova în cupă, deci a avut o activitate îndelungată în care a putut să-și pună în aplicare, inclusiv construit o bază sportivă nouă de la zero. Costică, mai avem un minut până la publicitate și te-aș ruga dacă în încheiere așa să tragi o concluzie așa vis-a-vis de că aici ți-ai câștigat și tu notoritate în sport, ai avut rezultatele care le știu. Eu mă bucur pentru inițiativa luată de primărie, dar pentru echipa de seniori, suporterii, spectatorii, contribuabilii, oamenii de fotbal, privații trebuie să-și dea mână ca să poată să mână de la mână să poată să ducă o echipă măcar la nivelul Ligii a 3-a deocamdată, în 2-3 ani și după aceea pentru Liga a 2-a și a 1-a. Le doresc mult succes. Mulțumesc că Dumnezeu să fie bine. No, mulțumesc, Costică, și să rămână la doamna și doresc tot binele din lume. Mă bucur că ai tenit. Multă sănătate și salut toți telespectatorii postului. Să fii sănătos, Costică. Mulțumim. La revedere, Costică. A fost Constantin Cătuț, fostul președinte și antrenor la Parângul Lonea și la la Lupeni, fost jucător la și antrenor la la Vulcan. Deci un om care de echipă, da. Domnul profesor, publicitate și să discutăm pe baza acestui dialog cu domnul Cătuț. Da, deschis și mult timp. Publicitate. A revenit în studio, doamnelor și domnilor, cu invitații mei, domnul Zoltan Lacatoș și domnul Puiu Benea și în urma discuției cu Cătuț, domnul profesor și domnul... Eu aș vrea să vis-a-vis, că multe chestiuni s-a discutat la obiect și mi-a plăcut cum s-a pus problema exact în ideea care o discutam și eu înainte. Trebuie să vină, primăria trebuie să vină, să culeagă și să adune cât mai mult sponsor, cu mult, cu puțin, mai mult, fiecare după posibilități. Dar înainte de toate, trebuie să știe persoana, domn, să numească o persoană care răspunde de problema. La cine? Dacă vrei să zic că ai o inițiativă, la cine? Mă duc la primar să-l deranjez, că uite ce dobitocene prostie am eu în cap. Adică o idee poate constructivă. Domnul profesor, persoana există. Există Tudorache. Este un tip. Bine, nu e... Eu sunt de acord că e managerul. E partea adversă. Partea gazdele e primăria. Hai să ne lămurim. La primărie la cine se duce? Tot la primar? Trebuie să se numească un om. Cred că trebuie să ducă în fiecare zi la primar. Păi nu deci, trebuie. Dar nu să trebuie. Fie o persoană care răspunde de activitatea deci, asta. Deci managerul... În accepțiunea mea, deci manager ce înseamnă? Manager este un deci managerul clubului Jiu, nou înființat. Eu am înțeles acum, asta. Chestia mare întotdeauna, întrunește toate, cred că nu poate fi contestat de nimeni, este un băiat serios, e de aici, asta, e localnic. Nu așa. Și el trebuie să gestioneze acest să aibă mână liberă. Partea primăriei. Să fie sprijinit, bineînțeles, să fie sprijinit. Dom'le, eu de exemplu, asta nu trebuie să fie o chestiune închisă, o castă care să nu știm. Dom'le, cine răspunde partea primăriei cu sportul? Să numească o primarul, să numească o persoană, un consilier care ăla răspunde, domnule. Deci, adică, organizarea de unii... N-aș vrea să vorbesc despre primăria, despre primăria, că nu, chiar, eu am stimă pentru, mai ales că acolo sunt niște personalități, cum e, de exemplu, domnul Cornea, care a fost în emisiune aici, ce să spunem de Petre Drăgoescu, care, ce să mai spunem, pe lângă faptul că a fost președintele clubului Jiu atâția ani,
Citeam că mai ieri, alaltă ieri, după 31 de ani, i s-a aplicat recordul lui, după 31 a aplicat recordul lui la 800 de metri obținut la europenele, da, da, de la Budapestea. Deci Drăgoescu și exact acesta cu Serghei Bubca la prăjină. Deci după atâția ani i-a picat acelurile astea. Deci ce altă persoană decât domnul Drăgoescu, care e consilier, nu? E consilier, eu public așa, ce activitate, vorbesc atletic, a organizat în cadrul primăriei, fiind și unul care a avut niște performanțe deosebite în atletism și trebuia să fie model și ar fi trebuit să construiască în continuare performanțe în baza atletismului. Nu se face nimic. Nici el n-a făcut nimic. Mă rog, poate, de ce nu, poate, de ce nu se face, în primul rând, să facă o pistă de tartan? Păi acum, acum, cel puțin, care în emisiunea trecută a spus că... Deci există oameni acolo în primărie, acum au activitatea lor. E vorba că din moment ce Marin Tudorache a fost numit manager, aici trebuie să... Sigur că Marin Tudorache probabil că ar trebui să apeleze la unul ca dumneavoastră, care, de exemplu, ați construit stadionul de acolo. Păi dumneavoastră, mă gândesc că nu pretindeți... Domnule, eu nici într-un caz... Deci nu ca să dați o idee la stadionul ăla acolo, domnule. Eu pot, ca un om de bine, să zic așa, și să dau soluții în care să se poată realiza ceva și fără bani mulți. Aia pot să o fac și o fac voluntar, oricând sunt deschis la orice discuție. Dar problema care este? Eu repet ce spun, să numească primăria un om care răspunde și care coordonează toată activitatea. De-aia mi-a spus că l-am numit manager și îl umblă pe la ușile primăriei. N-am înțeles. Adică, da. Deci, trebuie și astea nu-s bine puse la punct. Dar și astea cât sunt puse, nu știe nimeni nimic. Dom'le, câți oameni au dat acolo? Să știe, dom'le, zilnic, trebuie să fie un om acolo, trebuie să fie 2-10 oameni ca să mătruie, să facă, să întrețină. Deci aici e o chestiune de organizare. Organizarea nu o face managerul, că el nu are el oamenii la dispoziție. De aia spun eu că primăria trebuie să implice cu un om care răspunde, să știe din social, ei 5 astăzi merg acolo, să mătruie, să pleacă praful, să facă ceva. Nu. Ceva ce acolo e mult de lucru. Da, da. Și să fie dat cu bucata, nu așa cum am spus eu, că de-aia fac apel, nu mi-e, umblă 20 și nu se vede eficiență nimic, că 2-3 care mai conștiincios se adună hârtile și acum le buzunar unul după altul. Domnul Lacatoș. Da, eu văd lucrurile altfel, în spiritul a ce spune domnul profesor, și anume faptul că dacă această bază sportivă trebuie gestionată, ea este ca un angrenaj foarte bine pus la punct. Și anume, aici trebuie să se identifice problematica acestui club, acestui stadion, care sigur că trebuie condus de o persoană cu o mână de fier permanent, nu numai dimineața sau numai după masă. 24 de ore din 24. Pentru acest lucru, sigur că trebuie cineva să-și asume răspunderea și să aibă în fișa postului dat de către Consiliul Local sau primăria orașului Petroșani, în așa fel încât toată gestiunea pe care are în subordine să fie foarte bine coordonată, nu numai din punct de vedere economic și financiar, ci și din punct de vedere al forței și a resursei umane. Asta spune tot, pentru că acolo nu te duci să te plimbi ca să faci o curățenie în două camere. Acolo sunt fel și fel de activități, sunt fel și fel de lucruri care trebuie spuse la punct și nu trebuie chiar foarte mulți bani, ci trebuie gestionați foarte, foarte bine. Acum, o paralelă între managerul tehnic al echipei sau al clubului și managerul care se ocupă de baza sportivă sunt două lucruri diferite. Marin Tudorache nu poate să le facă pe amândouă. El trebuie să se ocupe de varianta sportivă și anume fotbal, iar managerul care se ocupă de baza sportivă trebuie să fie cu totul și cu totul altă persoană, sigur, care va da tot ceea ce trebuie în fața primarului, adică ce face, cum face, când face și mai departe. El trebuie să știe că are o echipă de lucru care permanent trebuie să fie în zona stadionului. Eu cred că nu este mare lucru. Dar revenim la varianta privată. Și anume, domnule, trebuie implicat privatul în sport. Da, este foarte adevărat. Și noi putem susține financiar, ca și locuitori cetățeni ai orașului Petroșani și nu numai din Valea Jiului, pentru că Jiul Petroșani este totuși echipa noastră de suflet, care a activat și în divizia. Și cred că ar trebui ca mediul privat să fie cooptat în acest sens,
pe o latură foarte serioasă și foarte sinceră între și un parteneriat, probabil vorba domnului profesor, legal, pe baze legale, în așa fel încât dacă se dorește a fi implicat și la nivel de seniori, sigur că se poate implica. Vă dau un exemplu, Emil Bercea, care a mai fost și probabil la dumneavoastră în studio și au discutat foarte, foarte mult pe tema aceasta cu telefonic și chiar uite bine că cu varianta sigur a sponsorizării sau a preluării activității sau a preluării echipei de fotbal. Chiar nu pot să, nu știu în detaliu, dar sunt oameni cu potențial financiar care ar putea să facă ceva pentru Jiu Petroșani. Este un exemplu. Ele pot fi mai multe, dar dacă nu căutăm și nu vrem și nu pornim vorba lui Costică Cătuți, nu o să facem niciodată nimic. Trece timpul, nu știm cui ne adresăm, nu știm ce facem și vine vara. Și până la vară mai e puțin și începe o nouă etapă, un nou campionat. Până atunci trebuie să fie pregătit deja lotul echipelor și de fapt loturile echipelor Jiului, în așa fel încât de la copii, tinereți și așa mai departe, juniori, trebuie făcut ceva, pentru că numai așa putem crește sportivi în Valea Jiului. Și dacă ne referim la chestiunea de masă, vorba domnului Puiu Benea, cred că ar trebui luat de la grădinițe și de la clasele primare, pentru că altfel nu poți să dai nicio șansă tuturor copiilor din Valea Jiului să poată să activeze pe scena fotbalistică la Jiul Petroșani. Cu toate că fotbalistic vorbind, domn profesor, inițiativa asta de a prelua cel puțin de a prelua echipa a primăriei, e puțin tardivă, în sensul că ea trebuia din vară, nu? Că acum este la mijlocul campionatului. Bine, trebuia... acum nu e rău că a început. Nu e rău, dar deja acum nu mai trebuie să... Că mă gândesc la băieți ăștia, Tudorache, militarul, deci care răspund de destinele acestei echipe. Sigur că la un moment dat primăria ce a zis? Vă plătesc calea, fără bani, fără recrutare, treceți numai treabă. Și la un moment dat, zice, bă, dar rezultate, ăștia n-au rezultate, n-au nebiduri să aibă rezultate. Eu trebuie un răgaz în care, de exemplu, acum, eu aș sacrifica orice performanță de moment și știți cum e în fotbal, că suntem familiarizați cu fenomenul. Turul se pregătește din retur și returul din tur. Deci acum ne pregătim cu pași mărunți, siguri, cu profesionist, următorul campionat din vară, aici, deci următorul aici campionat, aici ediția 2014-2015. Aici hai să vedem de unde pornim și ce să facem. Domnule, pornirea e clară, ce să mai de... Începem cu copii care există copii. Copii, școala lui Tudorache, juniorii lui Militaru, sunt, există, începe în campionatul județean cu aceștia. La ora asta e foarte bine, aia sunt mici. Nu, că sunt și pe asta. Dar până la capăt, în 2 ani deja sunt seniori unii. Da. Deci există o bază, domnule. Deci, domnule, trebuie să începem de undeva. De unde începem? De la 16 ani începe și îi scriem. Nu ne interesează performanța, că nici nu putem avea. Aici e chestia, domnule. Dar nu, trebuie avută răbdare. Copiii noștri, nu facem investiții groaznice în el. Ei, îi avem și de aici în permanență vor fi rezervoare tot din copiii noștri. Ajunge la un senior. Peste 2-3 ani vom avea echipă bună de județ, poate cu drept de promovare, că primul an nici nu ai drept de promovare, să știe, din punct de vedere regulamentar. Da. Dar că mulți, gata, facem echipă, se promovăm. Nu putem promova în primul an. Nu, dar e fără drept de promovare. Trebuie să înțelegem că nu asta e prioritar acum, păi să nu ducem echipa așa oricum. Problema care este, eu a mea arzătoare este, acești copii, domnule, care sunt copiii noștri, ai văi Jiului, cetățenii noștri, ca viitori, așa și sunt și actualmente, nu avem grijă de ei. Deci nu facem mare lucru. Că, deci noi vorbim despre competiție, despre activitatea lor sportivă, de a ajunge sportiv de performanță. Deci despre ăștia să ne ocupăm și despre ăștia vorbim acum, că primăria poate să facă pentru copiii Văjiului. Deci au dreptul legal. Deci nu vorbim de competiție. Competiție o să discutăm când vor fi ăștia seniori. Atunci avem timp. Deci avem 2 ani acum la dispoziție în care se crească copiii ăștia. Să ne punem bazele. Să avem grijă de ei, domnule, ne bate jos, să meargă în condiții optime, deplasări, să poată face față competiției, să aibă apă caldă, să spele, să... De nu meargă cu 2 rânduri de echipament, să schimbe, rece, să îmbolnăvesc. Adică ne batem joc chiar așa. Deci chestiunea asta de administrare a primăriei, în care să
Se ofere o condiție umană. A oferit, a făcut un pas, domn profesor. Domnule, eu vreau concret. Eu zic că e bun. Eu zic că e bun. De aici, da. Că de acum intrăm în latura asta, hai să terminăm cu stadionul, că de fapt acolo e mai simplu. E mai simplu într-un anumit fel. Trebuie numit un om care, cum spuneați dumneavoastră, un om care întrunește toate sufragile în sensul ca om gospodar. Și calitățile. Și calitățile și să fie desemnat și acolo și să se placă, să fie acolo. Să stea acolo și să, un reprezentant al primăriei, cum spuneți dumneavoastră, să desemneze că eu asta făcea și la Lone, de exemplu, un singur, ne ocupam 3-4 de la primărie, se duceau în fiecare zi, 2-3 tare și ne descurcam cu ei. Deci se poate face și aici, nu e niciun fel de problemă, că stadionul, păi dacă strada aia e a orașului Petroșan, stadionul al cuie, nu e proprietară primăria, ce Dumnezeu? Da. Aici cu stadionul am terminat. Aici, de aici încolo este problema și de aia mă bucur că multe se fac după ureche, așa, mă refer strict la aici, lotul, la echipe de... Din cu cine începe? Ce ne propunem acum? Ne propunem să facem că Jiu Petroșan și Roșu Petroșan nu este, cum zice la aia, voința Băița, o echipă de comună în care e boftul unui primar să-l aduc la adus pe Dăscălescu, pe Cutare, pentru locuitorii comunei acolo, să, dar aici sunt o grămadă de copii care deci o echipă de seniori la ora asta, pe duminică știți când începe, sâmbătă începe campionatul la Capitolul Județean. Păi Jiu acum nu are publicitate și ne continuăm o idee, domn profesor. Să continuăm dialogul cu invitații mei, domnul profesor Benea și domnul Zoltan Lacatoș. Domnul profesor și domnul Zoli, problema fotbalului la Jiu, momentul de față, pune în felul următor. Duminică, sâmbătă, începe campionatul republican. Judecan. Începe, dar Jiu nu este... Au mai plecat jucători, unii au plecat la muncă în străinătate, deci iată că tergiversarea asta cu primăria că a preluat, că preia, că cine plătește asta, deja suntem într-un impas din punct de vedere fotbalistic și acum, de exemplu, cum considerați dumneavoastră că Jiu participă în acest campionat, acum în returul campionatului, cu o echipă de seniori, care este încropită, e strânsă de pe aici pe acolo. Care e soluția? Soluția ar fi asta sau trebuie să sacrificăm orice performanță, pentru că, în mod normal, oamenii ăștia sunt obișnuiți cu bunul simț, mă refer la antrenorii clubului Jiu actual. Ne cere și performanță și rezultate, nu le putem obține. Nu. Aici e o chestiune greșită, văzută din punct de vedere, nu știu de la ce, din ce unghiuri și cum se vede. Aici trebuie în perspectivă lucrat cu copiii ăștia, chiar dacă sunt de 16 ani și nu au vârsta de seniora, nu asta contează. Nu și nici n-ar trebui 2-3 ani de zi să ne intereseze, 2 ani, că și așa nu te poți să ne intereseze performanța înaltă de promovare sau așa ce. Nu, să creștem noi copiii, să aibă posibilitatea de joace într-o competiție oficială, așa la nivelul, cu toate că-s depășit de calitățile celor mai maturi și nu știu sigur, ce. Sigur. Dar prin joc ei vor crește și ei. Deci trebuie să avem răbdare, nu ne interesează performanța, că și așa nu retrogradează nimeni. Dar nu interesează. Exact asta, deci și dacă ar fi vorba, ce performanță? Să adunăm de ăștia de vârstă pentru ce? Ce perspectivă ne oferă? Noi trebuie copiii ăștia să ruleze copiii noștri, că vor fi și spectatori în tribune prin faptul că vin părinții, vin neamurile, vin prietenii și să-i vadă domnule, că asta e totul, bucuria, să vedem. Nu să vedem unul care gata, i-a pus, să vedem pentru ce, că a câștigat etapa asta. Prea puțin nu ne interesează. Eu merg mai departe și spun că se cuvine, și să-mi spuneți, domnul Lacatoș, dacă îmi dați dreptate, se cuvine o restructurare a fenomenului sportiv la nivel de Valea Jiului și chiar la nivel de Petroșani aici, pentru că, iată, sus acolo, în dealul institutului, există o echipă de seniori și de juniori, dar aia seniorii sunt majoritari cu vârste între 18-19 ani, acolo s-a lucrat bine, așa, și trebuie să-i dăm cezarului chiar cezarului, mă refer la Ionu Stelescu, care acum, din fericire pentru el, este antrenor la Timișoara, dar acolo, exemplu,
sunt posibilități financiare reduse și rugby-ul, alt sport de tradiție în Valea Jiului, nu poate să se desfășoare la nivelul, cum să spun, activitatea noastră, pentru că ați văzut că sunt 7-8 rugbyiști sunt în lotul național al României, localnici de aici, iar mă gândesc eu, de ce nu este un consens ca tinerii aia de acolo să facă o fuziune, să zic așa, adică să lăsăm, să relaxăm financiar bugetul de la institut, de la universitate de acolo, echipa tinerii de acolo eu ar avea mai multă motivație să vină la Jiu aici, un bobină, nu, că totul pomenește pe bobină. Nu asta este mobilul, practic, efectul. Cu cât sunt mai multe echipe, cu atâta există și o competiție și au posibilitate da. Să organizeze. Oferă, angrenează în competiție mai mulți copii. Eu mă gândeam că la o selecționată care pute mulți copii pentru de acolo. Că, la urmă, dacă se va ajunge undeva la performanță sau la o etapă următoare de seniorat, selecția vine automat. Deci vine automat, că vine la niște condiții, fiecare și ei, chiar jucătorii, vor căuta, dacă sunt agreați de conducerea tehnică, vor căuta să vină la mai bine. Deci lăsați copiii să joace pe oriunde, dar să joace, să aibă competiție, domnule, și cât mai mulți, deci acolo. Pentru că suportul este masa, dintr-o masă mare ai și de unde să răsară. Dacă nu e masa... Deci și numărul de copii nu răsare. Da. Și pentru că eu spun, nu știu de ce, dacă aud o chestie asta e trist. Eu nu cred că Tudorache are viziuni de genul ăsta în care copiilor să nu joace ei în competiția asta, să aducă seniori. No. Eu nu cred în chestia asta. Și... ei sunt constrânși acum să... Dacă eu nu, există eu, ce acea... constrângere să fie? Nu, pentru că nu cred sunt... eu că cineva dorește din... chiar de la primărie, că vor să obțină rezultate extraordinare. Nu, domnule, trebuie copiii să joace, le dea încredere, să meargă mai departe cu ei. Iar o echipă de seniori, iată, cu asta trebuie, cum zicea domnul... Bine a zis domnul... iată chestia asta cu Bergea, dacă l-ați amintit aici, pentru că, din câte am văzut la atunci când a fost ședința aia, provocată de protestul suportului din Valea Jiului, a fost așa un interviu cu domnul primar Băriții, în care spunea că este disponibil pentru orice colaborare cu oricine vrea binele Jiului și să investească aici, dar crezi că aia a fost de actualitate la un moment dat. Eu am revenit în faza la un moment dat când era Simota în libertate, după aceea a fost așa, a apărut ca un foc de paie. După aceea eu am mai revenit cu un telefon la domnul Becea și a zis că este dispus să e deschis oricând să investească în clubul Jiu și iată că acum este mai actual ca oricând. Și rog regia dacă se poate să ne facă legătura, să încearcă să-l abordăm la telefon pe domnul Becea, să vedem, să mai încercăm o dată, să poate cine știe, poate nu? Cum credeți, domnul? Eu cred că domnul Becea este destul de serios și foarte capabil în a spune adică, lucrurile pe nume, pentru că din punctul meu de vedere, nu vrea să atragă într-o cursă o grămadă de oameni și mai ales acest club din dorința de a face lucruri incorrecte. Eu nu cred. Eu cred că e un tip care vrea să facă ceva și trebuie să-i, din punctul meu de vedere și repet, să-i se asigure posibilitatea de a face pe temei legal, pe un temei juridic foarte, foarte bine pus la punct și așa mai departe. Pentru că nu poți să faci numai tu dacă nu ai posibilitate financiară. Bine, dacă îți asumi chestia asta, fă-o. Corect. E sigur că da. Alo? Alo? Bună seara, domnul Becea. Bună seara. Frigescu Telus, sunt de la Capital TV, în emisiunea sportivă. Invitații mei se numesc domnul lider, unul din liderii Sindicatului Miniere din Valea Jiului, domnul Zoltan Lacatoș, și domnul profesor pensionar de data asta, domnul Puiu Benea. Și vă deranjăm cu o întrebare. Mai este de actualitate? Bună seara, vreau să vă spun și eu dumneavoastră, invitații dumneavoastră și telespectatorii dumneavoastră. Bună seara, domnul Becea. Da. Revin cu o întrebare, știți că mai e de actualitate, vă mai interesează, acum e mai actuală ca oricând, cum să spun, nevoia ca cineva să vină în sprijinul acestor băieți de la Clubul Jiu. Eu mi-am exprimat dorința de a prelua Clubul Jiu încă de un an de zile. Da.
Am tot așteptat propuneri din partea celor care poate să decide în acest sens. Eu n-am primit nicio propunere, n-am primit niciun răspuns de la cei care poate să decide în acest sens, să predea clubul Jiu. Da, dar cum, n-ați mai avut niciun contact cu nimeni, măcar așa nu, că... Nu, deci m-am cineva... contactat cu nimeni, n-am avut nici... Se pare că nimeni, adică sunt câteva persoane în oraș care sunt interesate, oamenii de fotbal, oamenii de bine, dar cei care trebuie să fie mai interesați să predea clubul nu sunt interesați să-l predea unui alt investitor în fotbal. Eu am exprimat dorința de a investi în fotbal, o susțin în continuare, aștept să fiu contactat. Eu am bătut la ușile dânșilor, dânșii nu mi-au răspuns niciodată afirmativ. A, deci ați avut așa... tentativă. Au fost discuții și în trecut și mai recent. Numai sub formă așa, de tentativă. Da. Nu, dar vreau să spun că până și dumneavoastră, că normal s-ar cuveni ca, mai ales în situația asta dramatică în seară, ar trebui ca să fiți încurajat așa ca să... Dacă de un an de zile, de un an de zile trebuia să zică, băi, uite, astea, hai să vedem ce putem face și... Trebuia să stai la masa discuțiilor, la o masă... Păi am tot stat la masa discuțiilor, am tot discutat, dar... Nu, dar de faptorii care răspund... Concret, nu a spus nimeni, domnule, îți predăm clubul, apucă-te de treabă, concret. Eu nu pot să intru cu forța peste și n-am cum și nu stă caracter mie să... Nu, eu am încercat să fac ceva pentru orașul ăsta, să aduc din nou fotbalul pe prima scenă. Am promis că îl voi aduce, nu mi s-a dat șansa, ocazia. M-am abținut în a mai discuta foarte mult cu ei. E normal dacă nu ești băgat în seamă la ce să... Bază la ușa închisă. Vă aud, din păcate nu vă pot scrivi, dar vă aud și vă recunosc. Așa este. Știți foarte bine că am mai avut o discuție într-o emisiune. Da. Rămân toate lucrurile la discuții în emisiuni sau discuții prin fața primăriei. În rest, concret, ca altfel nu se face nimic concret în orașul dar ăsta. Ce se face în orașul ăsta pe linie de sport? Nu numai fotbal, în toate domenii. Eu cred că nu se face nimic concret în toată Valea Jiului. Da, nu discută numai de Petroșani, nu discută numai de sport. Toată Valea e aceeași boală. În Valea Jiului. Da. Aceeași boală. Pare că nu avem experiența necesară pentru a crea ceva în această zonă. De altfel, o zonă foarte deosebită din toate punctele de vedere, cu oameni minunați. Da, dar nu ajunge. La capitolul conducători mai avem de așteptat. Da. Deci, aici aveți dreptate. Deci, în concluzie, domnul Bercea, sunteți dispus oricând să... Sunt dispus să mai am o ultimă discuție în acest sens și să putem să repornim acest motor numit fotbal al orașului Petroșani, al municipiului Petroșani. Dacă se poate să repornim împreună cu oamenii de bine și iar eu să pot să investesc acolo unde am vrut să investesc de mai foarte mult timp. Da. Da, în regulă, da. În regulă. Prin urmare, să zicem așa, dacă, să zicem, managerul clubului, mai nou înființat aici, al secției de fotbal, pe lângă primărie, Marin Tudorache, ar veni la dumneavoastră să mergeți împreună domnul la Marin, asta? Domnul Marin, am stat de vorbă cu domnul Cercel, domnul Marin nu are decizia finală. Păi nu are, dar... Domnul Marin este un manager, astăzi este, mâine poate să plece, nu putem să avem o decizie finală. Dânsul vrea. Cred că face mai mult decât ar face oricine pentru acel club, domnul Marin. Deci domnul Marin își face treaba foarte bine acolo și încă am văzut că își dorește foarte mult, dar nu are decizia finală și asta e o problemă foarte importantă. Păi nu are, dar să vă invite, adică să aibă girul domnului primar, probabil, că acolo, nu, de acolo vă referiți, nu? Adică nu mai știu în ce stadiu s-a aflat acum acest club. Deci da. Nu mai știu care este stadiul actual. Apropo de chestiunea asta. Dacă se preluat de la domnul Simota, dacă mai este la domnul Simota, dacă l-a preluat primăria, oricum primăria nu poate să financeze echipa de fotbal. Asta vă spun eu, este ilegal în momentul să financeze echipa de fotbal primăria Petroșani. Și nu cred că toți locuitorii Petroșani ar fi de acord ca primăria să financeze, pentru că trebuie să fie toți de acord. Da. Deci, bine. Lucrurile astea le pot face un privat care să-și asume răspunderea acolo și să răspundă pentru ceea ce este acolo. Da, vorbeam eu mai devreme, dacă nu vedeți la televizor, pentru că... Nu. Deci nu e ceva făcut bine. Nu răspunde, nu știm cine răspunde din partea primăriei, la ce să te adresezi, pe linie de sport. Nu există niciun factor de decizie, nimic.
Nu se face nimic. Și cred că nu există un interes să se facă ceva. Păi da, eu asta am spus-o de mult. Cred că amăgim oamenii din oraș cu vorbe și de fapt fapte nu o să fie niciodată în acest sens. Păi, eu de asta... Nu există un interes. Nu există un interes. Cei care dețin acel club, acea bază sportivă, mai sigur că nu mai știu ce mai este în acel club, acea bază sportivă ar trebui să poată să aibă și un interes concret ca să facă ceva în acest sens. Da. Eu nu cred că nu mai este un interes pentru a se crea o echipă de fotbal în Petroșani. Asta văd eu. Domnul Bercea, vă mulțumesc mult. În păcate, da. Timpul rezervat emisiunii mele se apropie de sfârșit. Am reținut, eu zic că nu, să sperăm că de data asta să fie de bun augur, pentru că încă o dată și pentru în ceasul al 13-lea v-ați manifestat interesul pentru a prelua această echipă. Să sperăm că autoritățile locale, în mod sigur, vor lua o decizie. Eu vreau să preiau această echipă, e spus greșit. Acest fenomen numit fotbal în Petroșani. Că echipa nu cred că mai este în momentul ăsta să spunem că mai avem o echipă să... Așa, da. Echipă de, nu înseamnă că nu mai știm ce înseamnă o echipă de vorbim de echipă în Petroșani. Da. Așa este, așa este, da. Trebuie să facem o echipă, trebuie să construim o echipă, dar trebuie asta să fim... trebuie timp. Ajutați și băgați în seamă, Noi mi-am exprimat punctul meu de vedere și dorința de a prelua acest club Jiul. Mai departe, aștept propuneri din partea celor care vor să-l predea. Dacă vor să-l predea, dar eu cred că nu va vrea nimeni să-l predea și nu cred că vrea nimeni să facă ceva în acest sens. Vă mulțumesc! În afară de oameni care, ca dumneavoastră, ca domnul Belea și ca ceilalți care, și domnul Marințu, domnul Mike, mi-am dat seama că vor să fie fotbal. Vă mulțumesc, domnul Bercea, și vă doresc numai bine. Domnilor, nici de concluzii nu mai putem, nu mai fi domnul vorba. Domnul Telus Frigescu, am o rugăminte. Vă rog. Domne, când vrea cineva să facă ceva, lasă-l, domne, să facă. Nu-l mai pune bețe în roate. Așa. Ați auzit foarte clar ce a spus. Domne, vreau să fac din această activitate la Clubul Jiu. Lasă-l, domne, să facă. Păi hai să vă adunați primărie, consiliu, oameni de bine și lăsați-l, domne, să facă. Dacă tot vrea. Și deci, cereți-i după aia deci dacă a făcut sau nu. Ultimul cuvânt să mai spun. Deci nu se vrea și de-aia nici nu răspunde nimeni. Și nu s-a să sperăm că de aici încolo se vor îndrepta lucrurile, stimați invitații ai mei. Stimați telespectatori, aceasta a fost emisiunea de astăzi. Vă mulțumesc dacă ne-ați urmărit și vă doresc în continuare o seară plăcută. Noapte bună! Noapte bună!